Stăm de vorbă cu domnul deputat Daniel Gheorghe și suntem prezenți la conferința grupului creștin de rugăciune din Parlamentul României. Tema conferinței este de data aceasta despre valorile identitare ale Uniunii Europene și în contextul în care suntem astăzi, în secolul 21, în contextul național românesc. Ce ne puteți spune despre ce valori vorbim astăzi în contextul național românesc, dar și în contextul european? Bună ziua! În primul rând, identitatea europeană este legată extrem de strâns, indisolubil, aș spune, de identitatea creștină. Europa pe care o cunoaștem astăzi este o moștenire a civilizației și culturii creștine, sub toate aspectele. Pentru că, odată cu Imperiul Roman și odată cu lepădarea de păgânism în secolele 4-5, s-a reușit realizarea unei simbioze deosebite între moștenirea greco-romană, pe o parte, și pe cealaltă parte, învățătura lui Hristos și, în primul rând, trăirea aceasta a adevărului creștin. Iar Europa, sub toate aspectele, pornind de la instituționalism, mergând până la sistemele sociale, de educație, de sănătate, este, să spunem așa, dovada faptului că, paradoxal, deși unii spun că învățătura creștină aparține trecutului și a zis Evv Mediu că reprezintă o chestiune, să zicem, depășită, din contră, progresul și evoluția au fost asigurate doar de creștinism în Europa, dacă ne gândim, pornind de la marile realizări ale artei și științei, până la ceea ce înseamnă capitalismul și democrația modernă. Toate pornesc din principiile creștine, toate pornesc de la Hristos, libertate personală, liber arbitru, demnitatea ființei umane, egalitate în drepturi, toate acestea sunt principii creștine. De asemenea, se vorbește foarte des azi despre stat de drept, despre justiție și de multe ori se încearcă separarea justiției de zona religioasă. Mi se pare că este o aberație, pentru că etica iudeo-creștină și valorile, principiile eticii pe care le cunoaștem din Decalog și din atât din Vechiul cât și din Noul Testament sunt baza întreg sistemului juridic, întreg sistemului de drept actual. Chiar dacă procedura este moștenită de la romani, în realitate etica și felul în care ne raportăm la drept este una de profundă structură și idee creștină. De asemenea, mie mi se pare aberant ceea ce se încearcă astăzi prin secularizare. Secularizarea pentru mine este egală cu bolșevismul, cu fascismul, cu nazismul și cu marxism-leninismul și cu ce am cunoscut noi sub experiența comunistă. Este în realitate o abrutizare a omului, o decădere a omului din acest statut de fiu al lui Dumnezeu și de ființă care încearcă să cuprindă cu mintea sa limitată și restrânsă pe care o avem în această existență pământească sensurile, să-L cunoască pe Dumnezeu, să înțeleagă ce este dincolo de aparențe și care este rostul acestei vieți pe care o avem cu toții. Această ruptură care se încearcă să se face între știință și biserică, între sacru și profan, paradoxal, între ceea ce înseamnă religios și ceea ce înseamnă spațiul așa zis laic, când de fapt originea cuvântului laic stă fix în ceea ce însemna pe cei care nu erau partea clerului, dar participau la slujbele religioase și de asemenea participau la ceea ce înseamnă manifestările de identitate creștină. Europa, cum o cunoaștem astăzi, nu se poate dezlipi de creștinism. Europa, dacă o luăm încă de la început și dacă mergem de la Sfinții Părinții Capadocieni până trecem prin Renaștere și Umanism și ajungem până la teoreticienii democrației liberale contemporane, Europa este un dar pe care Dumnezeu, prin marea sa pronie și prin tot ceea ce a oferit El, drept cunoaștere, revelație și împărtășire cu omul, ființă creată sub mâinile sale, toate aceste lucruri merg într-o singură direcție, iar în momentul de față, eu cred că noi românii avem obligația să nu uităm că suntem creștini. Eu nu cred într-o societate ruptă de Hristos. Eu nu pot accepta că în spațiu public religia trebuie marginalizată și în schimb anumite comportamente foarte discutabile și imorale aduse în prim plan și transformate în virtute. Noi trăim astăzi în Europa sub această ofensivă a ideologiilor noului totalitarism, o îndepărtare de rădăcinile noastre creștine și de aceea este foarte important să mărturisim
de fiecare dată, în fiecare clipă a vieții noastre și în fiecare loc în care putem să o facem. Pentru că noi suntem chemați nu să ne ascundem credința noastră și să o ținem undeva într-un colț al casei, ci să o împărtășim către ceilalți, să o spunem, să arătăm cât de frumos este Dumnezeu și cât de mult s-a jertfit Iisus Hristos pentru mântuirea noastră și ceea ce înseamnă pentru noi toate aceste două milenii de cultură și civilizație creștină care au adus tot ce avem astăzi, de la libertate, de la drepturi sociale, până la progres științific și tehnologic.